cum realizăm un poster, o resursă pentru clasa a 5-a. Un poster este un afiș decorativ care transmite un mesaj sau comunică ceva celor interesați. Are următoarele caracteristici. Poate fi realizat pe hârtie sau pe suport digital, cuprinde fie elemente grafice, fotografii, linii, figuri geometrice, fie text, fie ambele componente. Se poate lipi pe perete sau poate fi plasat în mediu virtual și trebuie să fie realizat în așa fel încât să atragă atenția privitorilor. Elementele unui poster. În pereche sau grupuri mici, 3-4 elevi, analizați care sunt elementele ce asigură succesul unui poster și gândiți-vă pe care dintre acestea le puteți întrega în posterul vostru. Titlul trebuie să fie scurt, interesant și vizibil de la distanță. Titlul surprinde în puține cuvinte esența posterului. Scrisul trebuie să fie suficient de mare și citeț. Dacă folosiți computerul, nu utilizați prea multe fonturi. Într-un poster este recomandat să existe puțin text. Materialul ilustrativ, fotografii, desene, grafice, etc., ocupă cea mai mare parte a spațiului unui poster. Totuși, este recomandat să se lase suficient spațiu liber alb. Alegeți materialele care impresionează, care atrag atenție. Înainte de a începe realizarea posterului, faceți o schiță pentru a vedea unde vor fi plasate titlul, simbolurile, casetele, fotografiile, etc. De evitat în realizarea unui poster, prea multă informație prezentată cu caractere mici, care nu vor fi citite, și de evitat prea multe culori și fonturi. Activitate. Realizați în grupuri mici postere care să prezinte mai multe drepturi ale copilului. Nu uitați să însoțiți aceste postere de scurte discursuri prin care promovați drepturile copilului în școala și în comunitatea voastră. O resursă educațională realizată în cadrul proiectului CRED.